Vești bune pentru locuitorii din zona FAR. Au început lucrările de reabilitare a parcului. Muncitorii lucrează de zor la mobilierul urban, urmând să repare și zidurile de sprijin și altele. Lucrările prevăzute vizează în principiu îmbunătățirea circulației pietonale și totodată generarea unui peisaj urban estetic. Ultima reabilitare a parcului din zona FAR s-a realizat în 2020. Precizăm că firma câștigătoare a contractului de 1,3 milioane de lei este societatea Sigeco Technis și este deținută de italianul Tindaro Carmelo Merlo și de românca Oana Mirela Moroșanu.